Vestul Canadei și nord-vestul Statelor Unite se confruntă cu inundații caracterizate de autorități drept fără precedent. Acestea au fost cauzate de ploile abundente din ultima săptămână și au luat autoritățile complet prin surprindere. În unele zone, nivelul apei a crescut atât de repede încât oamenii au trebuit să-și abandoneze lucrurile și să plece doar cu hainele de pe ei. Așa arată zone întinse din provincia British Columbia din vestul Canadei, în urma unor inundații caracterizate de autorități drept fără precedent. Acestea au fost cauzate de o furtună care a afectat zona timp de aproximativ o săptămână și care a adus și rafale de vânt de aproape 100 de kilometri pe oră. În urma ploilor, râurile s-au umflat într-un timp foarte scurt și au luat pe localnici complet prin surprindere, chiar și pe cei obișnuiți cu inundațiile. Literally in about 15 minutes it went from the sides of the streets to the whole street gone, and within an hour it went up to our waist and then up to our shoulders. I don't know if any of us were really prepared for it to come this early in the year and to happen so rapidly. În mai multe localități, autoritățile au emis un ordin de evacuare totală. Mai multe poduri și șosele au fost afectate de alunecări de teren. În plus, sute de oameni, printre care și 50 de copii, au trebuit salvați după ce au rămas izolați. We have a number of residents, we don't know how many have already left or who's at work and how many are actually left in the park, so we have to check the whole thing. În zona orașului Vancouver, 50.000 de oameni au rămas fără curent electric după ce rețeaua electrică a fost afectată de inundații, iar alți 200.000 se află în aceeași situație în Statele Unite. Meteorologii se așteaptă însă ca situația să se îmbunătățească pe parcursul următoarelor zile, pe măsură ce ploile se vor opri.